Bună ziua tuturor! Sunt Sorina Stoian și în această lecție vom rezolva împreună trei aplicații practice ce presupun aplicarea noțiunilor teoretice studiate la cazurile de congruență a două triunghiuri, respectiv cazurile de congruență a două triunghiuri dreptunghice. La finalul acestei lecții veți fi capabili să transpuneți în limbaj matematic o problemă de geometrie, o problemă practică de geometrie, precum și să rezolvați o astfel de problemă și eventual să dați o interpretare rezultatului. Prima aplicație propusă se referă la Mihai, care de ziua lui a primit de la părinți un zmeu, exact ca cel din figura alăturată. Tatăl acestuia îi propune să demonstreze că zmeul se pliază perfect după tija AB, plecând de la faptul că aceasta este bisectoarea unghiurilor A și respectiv B. Cum credeți că ar trebui să procedeze Mihai? Eu zic așa. Ne ajutăm de notații, adică vom nota celelalte două vârfuri ale zmeului cu literele C și respectiv D. Ne vom însemna pe desen ceea ce i-a indicat tatăl lui Mihai, adică faptul că AB este bisectoarea unghiurilor A și respectiv B. Deci unghiul DAB cu unghiul BAC vor fi congruente și de asemenea unghiul ABD cu unghiul ABC. Și așadar, vom identifica triunghiurile ACB și ADB că sunt congruente. Cum vom scrie acest lucru? Fie triunghiurile ADB și ACB. În aceste două triunghiuri observăm că AB este latură comună. Unghiurile DAB și respectiv CAB sunt congruente, deoarece AB este bisectoare, indicație dată de tatăl lui Mihai. De asemenea, unghiul ABD este congruent cu unghiul ABC. Din același motiv, AB este bisectoarea unghiului B. Drept urmare, conform cazului de congruență unghi, latură, unghi, cele două triunghiuri, ADB și ACB, vor fi congruente. Conform definiției triunghiurilor congruente, rezultă că dacă le pliem după tija AB, ele se vor plia perfect. Deci rezultă că plierea perfectă, punem în ghilimele, da? Suprapunerea perfectă se poate realiza. Dacă Mihai reușește să demonstreze acest lucru, înseamnă că tatăl lui și-a atins scopul, adică a verificat dacă Mihai cunoaște noțiunea de triunghiuri congruente. Cea de-a doua aplicație reprezintă un angrenaj mecanic, adică figura alăturată, da, reprezintă un ansamblu mecanic format de două cercuri secante în punctele M și N. Se știe că acest mecanism funcționează dacă și numai dacă unghiurile formate de AB cu MB și respectiv cu NB, adică unghiurile acestea două de aici, sunt congruente. Dacă ele nu sunt congruente, atunci angrenajul nu funcționează, el pur și simplu se desface sau efectiv nu pune în mișcare piesa. Cum vom demonstra dacă funcționează sau nu mecanismul? Păi folosim congruența triunghiurilor, bineînțeles.
Fiind vorba de cercuri, știm că AM și AN sunt razele cercului mare, deci ele vor fi congruente. Iar MB și BN sunt razele cercului mic, deci și ele vor fi congruente. În concluzie, triunghiurile AMB și ANB vor fi congruente. Vom scrie așadar, fie triunghiurile ABM și triunghiul ANB. În aceste două triunghiuri cunoaștem faptul că AB este latură comună. Cunoaștem ceea ce am spus puțin mai devreme, că AM este egal cu AN și este egal cu raza cercului mare, o notăm simbolic cu R mare, iar BM este egal cu BN, fiind egale cu raza cercului mic, notată simbolic R mic. Așadar, conform cazului de congruență, latură, 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 rezultă că triunghiurile AMB și triunghiul ANB sunt congruente. Dacă ele sunt congruente, rezultă că au toate elementele corespunzătoare congruente, așadar și unghiul ABN va fi congruent cu unghiul ABM. Adică unghiurile formate de AB cu MB și respectiv NB sunt congruente. Așadar, conform informațiilor din problemă, angrenajul, mecanismul respectiv, da, mecanismul funcționează. Deci e mecanism funcțional. Și mai parcurgem împreună încă o aplicație. De data aceasta, problema se referă la un parc, la schița unui parc. Și anume, figura alăturată reprezintă schița unui parc BAC reprezentat sub formă de triunghi isoscel. AD și CE sunt două alei. Da? Deci segmentele desenate cu negru reprezintă două alei ale parcului, care știm că formează unghiuri drepte cu laturile AB și BC ale triunghiului isoscel. Deci aici avem unghi de 90 de grade. Ceea ce trebuie noi să demonstrăm este faptul că cele două alei au aceeași lungime și că segmentele BE și BD vor fi congruente. Pentru acest lucru vom considera triunghiurile dreptunghice ADB și CEB. Deci fie triunghiurile ADB și triunghiul CEB, în care știm faptul că unghiul ADB este egal cu unghiul CEB și ambele sunt egale cu 90 de grade. De asemenea, mai știm în aceste două triunghiuri faptul că AB este congruent cu BC, deoarece triunghiul era isoscel. Deci, AB este congruent cu AC, în paranteză, triunghiul BAC, isoscel. Și că unghiul B este unghi comun. Da? Deci unghiul ABD este egal cu unghiul CBE, unghi comun. Așadar, conform cazului de congruență, ipotenuză unghi, cele două triunghiuri vor fi congruente. Triunghiul ADB este congruent cu triunghiul CEB.
Așadar, catetele C, E și A, D, adică cele două alei, vor fi și ele congruente. Da? Deci rezultă că cele două alei au aceeași lungime. Și de asemenea, segmentele BE și BD vor fi și ele congruente, deoarece sunt și ele catete ale triunghiului, ale celor două triunghiuri dreptunghice congruente. Da? Deci mai rezultă și faptul că BE este congruent cu BD. Am rezolvat așadar și această problemă referitoare la parcul notat simbolic BAC. Acestea au fost cele trei probleme pe care vi le-am supus atenției. Vă mulțumesc pentru atenție și ne vom revedea cu drag la următoarea oră. La revedere!